Salutare tuturor, bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă prezint cultura de linte. E primul an în care cultivăm lintea, nu am știut exact cum se dezvoltă, cât crește, cât produce. A crescut până acum în jur de 60 de centimetri, deci a depășit jumătate de metru. Încă mai are flori. Face câte 3 păstăi și câte o bobiță în fiecare păstaie în parte. Și am făcut eu așa o statistică la o plantă până acum, până în prezent, deși ea mai înflorește. Avem cam 30 de păstăi. Haideți să vă arăt și cum arată una mai făcută așa. E, trebuie lăsată la uscat ca să se poată curăța mai bine, dar eu acum o să vă arăt așa. Așa arată. Este dulce și gustoasă. Din păcate, astăzi va trebui să o scoatem pentru că mai avem multe răsaduri și nu am reușit să le plantăm până în prezent din cauza spațiului, care este foarte limitat. Așa că trebuie să facem culturi prin rotație. Scoatem lintea, punem roșii. Mai avem multe roșii de pus. Deși sunt alungite, lăsate în răsadnița încălzită cu bălegar de cal, nu am avut unde să le mai punem, așa că vom scoate lintea și vom pune acele roșii aici. Dar, ca fapt divers, am vrut să vă arăt cam cum arată lintea, dacă vă hotărâți să plantați și voi în următorii ani și nu știți cam cum arată și cum produce. Cam așa arată, nestropită, nu e pretențioasă, n-am stropit-o cu nimic. 60 de centimetri până acum, suntem în 19 iunie și ea încă mai înflorește, observ. Mai are floricele. 30 de statistică, am făcut o statistică, cam 30 de păstăi am spus că are până la această dată. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Vă doresc mult, spor la treabă, toate cele bune!